Bună ziua, stimați spectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuiri. Unde altundeva decât la postul nostru local TV Giurgiu. În primul rând trebuie să vă spunem și noi, stimați spectatori, Hristos a înviat. Fiindcă am trecut cu bine peste sărbătorile pascale și iată ne întâlnim într-o nouă formație. Formația care pentru dumneavoastră, cel puțin pentru comunitatea de romi, înseamnă extraordinar de multe. Multe lucruri bune spuse pentru tot ceea ce înseamnă binele nostru și, de ce nu, chiar și a cetățenilor majoritari. Am deosebită plăcere ca de fiecare dată să am lângă mine pe Neaion, seniorul nostru. Seniorul nostru. Bună ziua și bine ați venit alături de emisiunea noastră. Adevărat a înviat, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Neaioane, și la familia matale. Și bineînțeles nu putea să lipsească secretarul nostru al grupului de inițiativă locală, domnul Boteanu Ionel. Bună seara și Hristos a înviat colegilor mei și telespectatorilor noștri. Și bineînțeles președintele Asociației Democratice a Romilor 2012, cine altul decât Virai Viorel? Virai. Bună seara! Da, bună seara, Marusică! Bună seara telespectatorilor noștri, care, spre surprinderea mea, și nu are cum, sunt din ce în ce mai mulți. Asta dovedește faptul că suntem opriți pe stradă de foarte multe ori și oamenii ne spun că ne urmăresc și că le place ceea ce facem. Mai mult de atât, activitățile, de când, cel puțin de când am venit eu, cu toate că acolo, eu cum am întors, când am venit la voi, am văzut un grup strâns și chiar mă bucur pentru ceea ce ai făcut acolo, Marius. Te felicit pentru așa. Eu, în primul rând, încă o dată, cum am spus-o și cu câteva emisiuni în urmă, îți mulțumesc pentru că am cinstea deosebită de a fi alături de noi, de a forma o echipă compactă, cum ai spus și tu, o echipă strânsă, unită, ce vine în ajutorul comunității de romi cu proiecte, cu cursuri, cu tot ceea ce înseamnă într-un fel sau altul reprezentativ pentru comunitatea. Dacă nu vedeam ceva bun, să știi că nu vedeam, pentru că știi foarte bine că noi am mai discutat de foarte, foarte multe ori. Și eram oarecum dezamăgit. M-am plecat în acel prim proiect cu Asociația Democrată a Romilor 2012, foarte entuziasmat. Mi s-a luat după aceea, văzând că sunt și persoane care doar vorbesc și nu vor să-și facă treabă. După aceea am mai început celălalt proiect. Iar m-am dus cu un entuziasm extraordinar. Din păcate mi s-a luat de la nu și de acolo. Și știi foarte bine că ți-am marusit că sunt lângă tine, dar acum chiar mă bucur că m-am clacat și că am venit lângă voi și chiar mă bucur că este o echipă lângă care chiar sincer spun că mă mândresc să lucrez cu voi. Încă o dată spun că sunt extraordinar de bucuros că ești alături de noi și formăm o echipă cu atât mai puternică prin faptul că ai venit și tu în rândul de noastre, am întărit structurile grupului de inițiativă locală pentru incluziunea romilor, atât tu cât și Neaion și ceilalți oameni care au venit alături de noi și am primit și nu sunt puțin. Și nu sunt puțini. Însă tu mi-ai ridicat mingea la fileu și cu ceva timp în urmă am vrut să avem noi discuția asta, dar tind să cred că o avem acum. Dar de ce ai plecat de la Partida Romilor? Ți-am mai spus odată și nu e problemă dacă spun și acum. La un moment dat nu m-am regăsit acolo. Nu vreau să spun multe, despre morți se vorbește numai de bine. Bine, aici ai și dreptate, ca și traibara de la Ingodrom. Eu sunt tipul și genul de om care nu-mi place să vorbesc. Dacă pot să laud pe cineva, îl laud. Cu dar dacă nu e lăudat, mai ce? Pentru că pic eu un pic în derizor eu, deja devin utopic, nebun, băi, cum, tu lauzi, nu vezi că e cealapă, omul. Dar, sincer, Virai, azi Neaion, din diverse probleme, nu a putut să vină și dumnealui la sediul la noi pe București, acolo unde da, a avut probleme, mi-a zis că nu poate da? Să vină. Bun. Și noi am avut acea întrevedere cu un reprezentant al Partidei Romilor, nu este un secret și pe această care îl salutăm și noi pe bunul nostru prieten, pe Vili Oaie, sănătate și cu tot respectul și îți mulțumim că ai realizat și... Nu, a fost alegerea lui. A fost alegerea lui, dar știi de ce, Virai? Știi ce a mi-a fost spus? Alegerea omului. Știi ce a zis Vili azi până să apar tu? Mi-a zis, ce Marius, crede-mă că am făcut săpături acolo la voi, la Giurgiu,
fiindcă chiar am vrut să iau o hotărâre bună, să nu fie o hotărâre ripită. Tocmai de aceea și spun, el a ales, nu el a ales. Fost a zis, sau nu, eu. Am văzut realizările la grupul tău, am văzut ce faci tu împreună cu oamenii tăi pentru comunitatea de rom și spun că tot sprijinul vei avea și al meu, dar și al Partidei Romilor. Încă un lucru deosebit de bun, știind că într-un fel sau altul avem aici reprezentantul. Așa să zice Ioane. Așa să zice, nu greșesc, da, și oficial. Da, oficial. Oficial. Oameni buni, bă, fraților, da. Eu știi și nu o spun pentru, nici pentru prima, nici pentru ultima. Sper pentru ultima, dar nu cred. Eu ți-am zis, mie mi-ar place să fim toți să la aceeași masă să putem sta de vorbă, da? Nici nu poți obliga anumite persoane. Și să le schimbi mentalitatea lor, în primul rând, fiindcă e o altă mentalitate. Fiecare, sau poate, probabil, da, văd lucrurile albe din un alt punct de vedere. Și poate nu vedem noi bine prin prisma lucrurilor pe care dar să le rezultatele vor fi cele ce vor noi putem să vorbim arăta. Mai puțin decât Virai, decât Viorel, pentru că el a fost în cercul acela și știe mai bine. Nu a fost deci, într-un cerc. Ce eu spune fost... el, putem da, să luăm de bună că noi nu cerc. Știm. Eu acolo am fost și am vrut să, chiar să facem treabă. Sigur că cum de altfel am venit cu inima deschisă și lângă voi și ți-am zis, eu am rămas surprins, plăcut, faptul că am văzut ceea ce ați făcut voi acolo, în primul rând Marius, cu ajutorul tău și tot la celorlalți. Da, înțeles, suntem un grup. Chiar sunt care... foarte mândru de aceste fete care reprezintă mediatoarele sanitare, da. Nu știu, cu femei care își fac treaba, care vin, chiar am rămas surprins la o oră și luni, început de săptămână, toate au fost prezente la datorie, cinste lor și nu rămâne decât să le felicit. Și eu pe această cale felicit toate mediatoarele noastre sanitare, cele 10, pentru efortul pe care îl depun de a veni în sprijinul comunității de romi, pentru problemele care sunt aduse la cunoștință grupului de inițiativă pentru a veni în sprijinul romilor și nu numai a lor, fiindcă să ne fie într-un fel cu iertare noi în momentul când ajutăm o parte din țiganii noștri, nu ținem cont că pe acele străzi sau un alt cel climat locuiesc chiar și cetățeni majoritari și ne bucură faptul că chiar și cetățenii majoritari și ne văd cu oi bune. Da, și apelează la noi. Exact cum spui tu, ne văd cu oi bune. Asta este purul adevăr. Ioane, cum ți se pare cel puțin hai că avem ceva perioadă de când acum ești și dumneata în grupul de inițiativă pentru incluziunea lor? El a fost integrat mereu. Da, dar cum ți se pare diferențial? Asta era întrebarea. Unde erai dumneata că nu mai vreau să pomenesc din respect pentru Virai ca să nu se uită așa. Unde erai mata înainte? Acolo unde se zice că spre deosebire de altă dată, acum ușile sunt tot timpul deschise acolo. Bine, mă rog, nu știu ce uși or fi deschise, poate pentru plecări în Anglia, în Noua Zeelandă, că se pleacă în Noua Zeelandă, am înțeles, și poate cineva intermediază de acolo ca să vină ea doar cu un pantof după drum, în fin. Cum vezi dumneata acum diferența asta? Mai măruțică. Așa a fost nu numai romul, omul în general făcut pentru putere. Întotdeauna s-a crezut bunător. Așa și acolo. Degeaba președintele de la Asociația Democrată să-ți bătea și vrea să facă ceva, dacă restul era numai cu gura. Dacă avea scaunul sub fund, era de ajuns. Și am stat de vorbă cu șeful, m-a chemat șeful și mi-a zis, Ioane, ce facem? Stai un pic, Ioane, îmi cer mii de scuze că te întrerup. Să precizăm faptul că atât când spui șeful, te referi strict la Viorel Pană. Da? Da, nici de cum la cealaltă persoană care, pe cealaltă persoană care zice că este nu știu cum. Stai puțin să ne înțelegem de la bun început. Da, păi asta, trebuie să facem mențiunea asta. El nu mi-a fost niciodată. Păi tocmai de asta, că poate se crede. Bine, ți-am spus și îți repet, pentru putere, era în stare persoana respectivă, că nici nu vreau să-i... Nici eu. Așa, să
distrugă tot în, în calea lui. Mie nu mi-a fost șef. Eu de când m-am alăturat în ei, am zis, domnule, hai să facem treabă, eu cu Viorel am plecat la lucru. Corect. Și este de știu lucrul ăsta. Eu lângă el am rămas, am văzut ce vrea să facă, ce poate să facă, nu promite ceva ca să nu facă. Dacă a promis ceva și n-a reușit, să duce și să-ți bate o săptămână și să realizează ceea ce a promis. Astea sunt calitățile unui lider, calități pe care și Mata, dar și stimații și bunii noștri telespectatori și oamenii din comunitate au văzut la noi. Au văzut că în momentul când ne implicăm, nu ne implicăm pentru interesul nostru personal și în primul rând pentru interesul comunității noastre. De aici și ceva în urmă am avut ca temă respectul, ce înseamnă respectul în comunitatea de romi și iată că până la urmă despre acest lucru vorbim cel mai bun și acesta este realizarea noastră. Aceasta este realizarea, exact cum spune și dacă, dacă îmi permiți, ca să te îți dau un exemplu concret și se poate verifica. La fiecare emisiune facem, dregem, realizăm, veniți și până la urmă ne-am pus treabă, dar vorbim, dar de făcut nu se face nimic. În fine, am căzut de comun acord să mergem, că era o problemă la Herești. Acolo era în jur de 100 și ceva de buletine de făcut. N-aveau buletine, nu putea să angajeze nicăieri că n-aveau buletine. N-aveau identitate. Da. Facem, dregem, dar nu nimic. Până nu a luat inițiativa Viorel, nu s-a făcut. Am mers acolo și toată lumea a stat la primărie la, la rând, cum s-a făcut buletine pentru fiecare, a riscat, a dat banul de la el din buzunar ca să facă. Nu, n-am riscat nimic, am vrut să ajut aceea. Dar să dai dovadă, domenii. Da, și chiar, eu ți-am zis și eu sunt omul care niciodată nu uit de unde am plecat. Ca drept dovadă, știi ce mi s-a întâmplat sâmbătă înainte de Paști, nu? O sâmbătă a fost? Ți-am zis, Marius, m-am trezit și nu o să pot să mănânc în ziua de Paști. Nu pot. Ba chiar îți mulțumesc, uite, și pe această cale, pentru că eu am venit cu o propunere la tine și îți mulțumesc să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și ție și la familie. La care ai venit cu un răspuns, nu surprinzător, dar oarecum, pe cuvânt, nu, sincer, ai spus nu. Ce vrei să faci? Da, e foarte bună idee, hai să facem amândoi. Și am făcut amândoi. Și sper că... Nu, dar face toată lumea așa. Cei care pot, bineînțeles. Câte puțin de la fiecare, să pună fiecare pe masă ceva, e un lucru extraordinar. Chiar dacă nu reușim să facem asta în tot parcursul anului, măcar de sărbători, atunci când mai cu seamă că sărbătoarea Învierii Domnului... Observi, Marius, că domnul Viorel Panu s-a integrat în grupul nostru extraordinar de repede. Nu mă întrebez, problema este la noi, în grupul nostru de inițiativă locală, este că, exact cum am spus, noi întâi facem și după aia vorbim. Corect. Deci diferența între noi și de unde a plecat Viorel cu Neion este chestia că acolo doar se vorbea și aici întâi se face și după aia se vorbește. Fiindcă este normal, Ioane. E o bucurie pentru noi că Viorel și cu Neion au apărut în grupul nostru. Corect. Nu numai asta, ți-am zis și eu de când am plecat la drum, ți-am zis, pentru mine a fost un entuziasm extraordinar de mare când am plecat prima oară. Ai cuvântul meu de onoare. La început n-aveam... Nu că, vezi, Doamne, vedeam lucrurile de altă manieră, nu, dar... Eram curia sigur, de a face ceva, nu, eram sigur, asta am făcut-o mereu. Asta am făcut-o mereu. Te rog să mă crezi că am făcut-o mereu. Da. Și sunt oameni care și lucrul ăsta. Mereu am făcut-o, mereu. Acolo, cât pot și dacă ajut, sunt cel mai fericit om. Pentru că eu știu ce înseamnă să-ți dea cineva ceva atunci când ai nevoie. E un lucru extraordinar. E un lucru să știi că omul de lângă tine are pâine pe masă. Ți-am zis, Marius, duminică am toate rudele la mine și îmi pare rău, dar nu pot să... Ai cuvântul meu de onoare, că așa simțeam. Așa simțeam. Și am mers cu tine...
Încă o dată îți mulțumesc să-ți trăiască copiii. Și ție tot ce-ți dorești. Și am făcut mult, da, omenesc. Absolut. Omenesc în primul rând, pentru că oricine ar putea să facă lucrul ăsta, oricine ar putea. De ce să... Fii atent, să știi tu că, uite, eu acum înțeleg pentru prima dată în viața mea și nu mi-e rușine să o spun, mai ales în fața camerelor, în fața unilor noștri telespectatori, că nu am simțit satisfacția asta până... Și n-am știut că există opinia asta. Adevărat, și mi-este bunul Dumnezeu martor. Acum înțelegeam de ce, de exemplu, domnul Florian Nicolae face lucrurile astea bine când sunt sărbători. Pentru că te simți bine. Exact. Te simți liber. Acum am înțeles de ce domnul Alexandru Vladu tot la fel dă și nu vezi pe chipul acestor oameni nicio umbră de aia de... Păi nu, că nu mai există numai decât de părere de rău. Nu mai este lucrurile. Că nu poți să dai. Nu înțelegeam. Sincer, acum o spun, zic, băi, da, dă, și uite oamenii ăștia, pe lângă faptul că nu cer decât să vadă bucuria aceea pe chipul oameni, datorită ție poți spune... Alea e cel mai mare lucru. Da. Atunci am realizat și eu, mai înțeles, că în momentul când dai și dai din toată inima și dai și din buzunarul tău, mai înțeles, Sfânta Masă la care te așezi atunci este atât de îmbelșugată și de liniștită, fiindcă îți vine liniștea sufletească. N-am crezut-o când i-am spus, mama, chiar am spus, mamă, mă simt ca niciodată, n-am făcut mult. Deci eu am 6 pachete, tu 6 pachete, este infim. Da, absolut. Dar absolut, este vorba de gestul acela, de liniștea sufletească din inima noastră, da. Cum chiar tu ai spus-o dimineața aia în piață, Mariuse, nu pot, frate, să stau la masă și eu să mănânc și să știu că câțiva oameni chiar nu au ce să mănânci. Atunci... Da, ți-am și zis, hai să găbăm și oameni care chiar... Corect, și am dat concurs și la ce... Chiar vreau să desanunț pe această cale și chiar o să ne angrenăm. Asta nu numai cu preajma sărbătorilor, pentru că atunci lumea se face mai bună. Și aia noi o să încercăm, pentru că vreau să spun, sunt foarte mulți oameni în enia noastră, băieți de bine, care lumea, nu știu dacă îi vede cu așa ochi, care abia așteaptă să ajute și ei. Te rog să mă crezi. Păi vom face lucrurile acestea. Știi foarte bine că eu am stat și stau de vorbă cu ei mereu. Da. Și ei abia așteaptă și ei să vină și să ajute comunitatea. Noi suntem un impuls pentru ei, suntem... Nu, știi ce se întâmplă? Suntem ca un nucleu, pentru că... Da, suntem organizați. Parte dintre ei... Suntem organizați. Ori le teamă, ori le rușine. Nu teamă, rușine. Rușine. Da? Dar dacă vor veni la noi... De ce? Spune, domnule, dacă mă duc la poarta uneia, de pildă, da, așa, oricare, o persoană oarecare, să nu mă ia nume de rău. De ce a venit ăsta să-mi dea? Deci nu face... acest lucru că nu vrea sau că nu, nu-l face din cauza asta. Că îi se pare că să nu-l ia pe acel om de râde. Tocmai de asta, la ultima ședință, am avut o propunere din partea șefului nostru și noi am fost întru totul de acord ca în fiecare săptămână grupul nostru de inițiativă să găsim câteva persoane care au probleme cu dizabilități sau cu probleme financiare sau... alte probleme, să încercăm să-i ajutăm în fiecare săptămână cu câte puțin din ce avem noi pentru a se simți băgați în seamă și a se simți... Fiind este normativă, sincer. Lăsești o protecție. Da. Atunci oamenii nu vor realiza că dacă vorbesc cu tine, trebuie să le dai ceva. Nu, asta chiar nu trebuie să înțelegi. Da. Asta e cel mai important. O să zică, băi, mergem la aia acolo pe șoseaua București, că îi vom găsi pe acei oameni acolo și ne vor asculta. Și ne vor ajuta. Știi cât de important e măcar un sfat bun. Fără de apel. Este mult mai mult decât să-i dai ceva faptic, nu decât să plece cel mai grav e când îi dai speranță. Tocmai asta ne-a și spus oamenii. Asta deșarte. Deșarte. Asta atunci, nu facem noi. Asta e problema. Asta nu facem noi. Facem. Da, bravo, Ioan. Asta vreau să nu spun. Facem nu facem ceva. Pentru că omul atunci când vine la noi la sediu, încercăm să-l ajutăm, dar nu neapărat noi. Îl ajutăm prin prisma autorităților și a ușilor deschise, cum spunea și Marius, îl îndrumăm sau dacă putem prin mediatoarele sanitare ale noastre, când au o problemă sanitară. Sau noi, care reușim cât de cât, cum ai spus și tu, Marius, să avem ușile deschise, putem merge cu ei sau îndruma, spunându-le că vine din partea grupului inițiativă locală, oamenii au înțeles și sunt în mare parte ajutați. Deci este un lucru esențial la grupul nostru de inițiativă și a oamenilor să înțeleagă că noi îi ajutăm prin prisma noastră și a autorităților. Știi ce rămâne dezamăgit? Fiindcă acum stăteam un pic așa și mi-am adus aminte de buna mea prietenă Tanță.
Constanța de la cantina socială, da, da, unde și ea te salut pe, pe această cale, Tănțicu, și îți doresc multă sănătate și ție și fetiței tale dragi. Fetița asta, fiind așa, ne tutuim, cunoaște atât de bine comunitatea de romi și o văd de multe ori cât este de supărată că datorită condițiilor și datorită sistemului, unele persoane au trebuit să fie îndepărtate de la cantina socială și o văd pe ea cu cât entuziasm spune: Marius, aș vrea să vină mai mulți, și văd atunci supărarea: Marius, dar îmi pare rău că uite unde au fost 4-5, a trebuit să reducem, fiindcă așa, așa ni s-a permis bugetul și astea sunt normele care ni s-au impus prin hotărârea de guvern. N-ai ce să faci. Și are și ea o atât de mare implicare și rămâne și ea dezamăgită de... E Marius, lucrând acolo de atât timp, a început să cunoaște persoane... La un moment dat îți chiar că e țigancă ea. Da. Asta ce să spun un singur lucru, dacă e țigan înseamnă că ai sufletul un pic mai bun, așa. Dar așa are și ea, ai zis bine, exact așa are și ea sufletul acum. Nu că să nu mea nimeni nume de rău, am făcut un spirit de glumă, nu că și majoritarii nu iubesc, nu au suflet. Dar ea rămâne, știi care e chestia, că și ea a rămas dezamăgită de o anume persoană care într-un fel sau altul, el zice că reprezintă această comunitate de romi, unde te adresezi și pe un post local, unde omul vede oricine, este accesul liber, mai ales la o emisiune de acest fel, da? Și spune cum primarul... Cum ai zis, mă, o persoană care... Da. Nu, zic cum ai zis. O persoană care... Mă, băiatule, hai să fii serios. Nimeni nu este... Da. Fiecare, dacă vrem să facem ceva, cum exact ți-am spus și de la început, nu, omule, nu există unul să poată să facă ceva. Nu există. E corect. Atâta timp când nu formezi o echipă și fiecare nu-și face treaba lui corect, unde trebuie, n-ai să faci niciodată nimic. Cum să mă erigez eu sau tu sau Neion sau Ion sau oricare? Băi, eu mă duc și fac eu. Nu există așa ceva. E, da, ideea, vezi, Virai, că noi încercăm să facem lucrurile bune. Păi, în fața comunității apărem oamenii cinstit, da, așa onești, trebuie, asta e bun, la urmă să-i adevărul. Dar această persoană spune primarul Barbu, cine să crede el? Ferească Dumnezeu. Deputatul Cutărescu, cine să crede el? Ăla, nu contest că poate tu ai unele animozități față de unele persoane. E dreptul tău de om, de ce vrei tu. Dar le faci public și le faci la adresa comunității care în felul o reprezintă. Iar când oamenii ajung la unele uși, spună: a, voi sunteți... De partea lui Cutărescu. Și observ că le se închid ușile. Asta oamenii ar trebui exact să înțeleagă, pentru că sunt oameni... Exact, la discuția asta spuneam și de Tanța, de buna mea prietenă, mai înțeleg. Marius, închide ușile comunității de romi. Corect. Absolut, la orice. În relația cu autoritățile. Păi, autoritățile ar trebui să înțeleagă, să poată să facă autoritățile, acest discurs. Nu se poate pentru o persoană care, eu știu, nu face cinste sau, mă rog, se comportă într-un anume fel. Nu poți să-i condamn și pe toți ceilalți și să-i pui în aceeași oală. Pentru că acei oameni care vine și ai văzut că nu sunt puțini, cum spre exemplu azi, ți-am zis, a venit fetele alea, eu am rămas, te rog să mă crezi, absolut surprins pe cuvântul meu de onoare, ce puteam să facem noi doi, dacă eram noi doi acolo? Ce făceam? Te trebuie pe tine. Dacă fetele alea nu veneau și aduceau aportul așa cum și l-au adus. Da, sincer. Nimic? Absolut, vezi? De aceea spun, nu există unul să erigeze, trebuie să fii nebun. Trebuie să fii bolnav, trebuie să ai ceva la cap să-mi spui așa ceva. Trebuie să fie ceva din astea. Da. Și tocmai de aia, în momentul când probabil te erigezi a fi Ștefan cel Mircea, Mircea cel Treia, nu știu, mă rog. A, o bună codisa, o bună portit. Tăi, cam cadea. Cam cadea. Și să nu uit, felicitări bunei noastre prietene, Luminița Fieraru, fiindcă a trecut cu brio peste examenul pe care l-a susținut pentru a intra pe postul care până la urmă chiar îl merita. Cel de expert pe problemele romilor. Și îmi pare rău, sincer, că cineva tot la fel spunea, o să trimit pe cineva cu trei facultăți.
Noi am așteptat și acea persoană să vedem dacă putea să concureze. Dar nici eu de asta ceva, era un merit și chiar încă o dată o laudă. Puțin. Na. Aici, uite, îmi pare rău, vezi că ți-a atent, că trebuie să... Ia, ia. Asta. Mă, asta, tu crezi că dacă ai trei facultăți... Nu mă înțelegi. Păi nu, bată... Nu. Bată știi care e ideea? Că cel cu trei, cu trei facultăți nu stă lângă un om care are un caracter infect. M-ai provocat acum de l-am zis. Mă rog, m-am abținut. Dar nu poți să spui nimerit-o dacă... Păi știu că am nimerit-o, dar virai m-a provocat. Mă, e foarte greu să stai de vorbă. Am impresia că e un scenariu care l-a spus de înainte voi doi ca să... Eu și virai. Eu și cu virai. Pe cuvântul meu n-am nimic n-am vorbit. Hai cuvântul meu. Bine, Ioan, uite, o să te lăsăm pe tine. Da. Deci eu cu virai suntem părtași la lucruri de-astea. Da, și te las pe tine să spui azi prezența lui Vili Oaie de la Partida Romilor. Care a fost motivația și chiar te rog să spui tu în premier da. Ce avem și noi pentru cetățenii deci, noștri de Nero? Țin să precizez că astăzi a venit domnul Vili Oaie, reprezentantul romilor de la Partida Romilor de la București și a venit pentru a face o promovare a unor programe într-un grup mai mare de de lucruri care va fi vorba. Deci, în primul rând, este vorba de promovarea incluziunii sociale pentru o viață la standarde europene. Este vorba de un program care va aduna un grup țintă. E vorba de grupul țintă, e vorba despre romi. Și ne trebuie, practic, câți vor participa la aceste cursuri deci, de calificare? Prin acest proiect, echipaj propune creșterea șanselor de integrare socioprofesională prin fuziunea serviciilor de informare și consiliere profesională pentru 1417 persoane vulnerabile, dintre care 957 de persoane sunt de etnie romă, 220 de persoane cu dizabilități și 240 de tineri peste 18 ani care au ieșit din sistemul de protecție socială. Iar noi trebuie să recrutăm în cel mai scurt timp un număr de 150 număr de persoane de 150 pentru a începe cursurile. Țin să anunț în prealabil și să mulțumesc fetelor care sunt. Trebuie să recrutăm și fetele au plecat deja la 3 ani. Deci asta vreau să anunț că mâine la ora 4 fetele noastre deja din zona mea, doamna toate și-au făcut lecții. Toate, toate felicitări pe toate. Eu spun ce e pe zona mea, pentru că m-a rugat să o anunț în emisiune doamna Stană de Piatră, cum se numește, doamna Jeni și cu sora. Ar fi neplăcut să nu le numești pe toate. Dar am zis că nu le numești pe toate. Unul la rând. Deci Jeni și cu sora ei Doina erau deja... M-au sunat înainte să vin la emisiune și mi-au spus că sunt în fața blocului, s-au apucat deja de treabă. A zis, tu nu ești, zic, eu îmi pare rău, vă ajutam cu cea mai mare plăcere, deja plec la emisiune. Și fetele, restul de fete, încă 8, trebuie să le mulțumim și să le spunem să fie pe fază. Deci la serviciu, mâine la ora, renunțând la munca ta, mâine da? Mâine la ora... O oră faci, asta o la faci, ora 16, vor veni cu... Ion taximetristul renunță la o oră de muncă de-a lui din familia lui. Și nu numai, că și azi a făcut, iar a mai făcut, nu știu ce, Doamne iartă-mă, face statale caritabile. Și uite-l săracul vine și stă pe aici și pe la sediu și... Fiindcă... Facem ceea ce facem și mai ales eu ceea ce fac de plăcere. Ceea ce... Pentru că suntem în acest grup și ne simțim câteodată împins de la spate, ai nevoie ne simțim împins de la spate de colegii și din grupul în care facem parte, pentru că fiecare face câte ceva, fiecare are câte o activitate de făcut și fiecare vrea să-și o ducă la bun sfârșit, pentru ca tot acest întreg grup să fuzioneze și să iasă ceva frumos din acest lucru. Păi faptul că, uite, de exemplu, suntem solicitați de la București de Partida Romilor pentru a face aceste cursuri, nu reprezintă decât un singur lucru, după părerea mea, modestă, că suntem onești și ne-am câștigat respectul. Absolut. Chiar acolo sus, de unde putem spune, cum spuneai și tu, virai, că acolo se dă oră exactă la București. Și să vină oamenii aia să te solicite pe tine, ținând cont că tu ai filială aici,
Cu atât bucuria este mult mai mare. Oamenii au făcut asta în urma unor sondaje. Bineînțeles, au și spus-o, au recunoscut oamenii. Dar este o bucurie mai mare atâta timp cât sondajele lor au dat pozitiv pentru a începe această activitate. Păi vezi, de aici încep și te bucuri de activitățile pe care le faci și nu-ți mai simți, bă, că am făcut aia, că s-a dus nu știu ce partea. Nu. Uite, astea sunt momentele acelea când, într-adevăr, te bucuri și spui, bă, și te motivezi din nou să lucrezi mai bine. Păi domnul Vile știu de cel puțin 10 ani de zile. Este un om integru, un om care știe ce vrea e și a făcut foarte multe pentru cei de etnia romă, ajutându-i mai ales în comunitatea dumnealui acolo, plus că acum răspunde de partea de sud. Este un om care puteți să avem încredere în el. Deci ce pot să spun? Putem să începem derularea acestor programe care sperăm să mai le dăm de muncă multor oameni. Fiind aceste de muncă vor fi subvenționate. Asta e, hai pentru să spunem lucrurile. Asta e pentru a face indemnizație și plus că mai câștigă. Pentru o calificare, sigur. Locurile de muncă, din păcate, de rău, noi nu suntem aceia care putem să le creăm. De aceea nici nu vreau să se facă vreo confuzie ca telespectatorii noștri să înțeleagă că, vezi, Doamne, în momentul când vor termina astea, vom veni asta putem, și cu un loc de muncă. Explicăm. Nu, păi tocmai de-aia vreau și am precizarea respectivă, că nu putem să venim și cu un loc de muncă. Nu putem să le asigurăm locul de muncă. În primul rând, acea indemnizație care, fel convins, îi va bucura foarte mult. Corect. Mai mult de atât, pentru în urma acestor cursuri vor căpăta și o diplomă și nu au nimic de pierdut. Va căpăta o diplomă și vor fi și remunerați. Asta este important. Este un lucru extraordinar de bun. De ce? Fiindcă, iată, prin ceea ce putem și prin lucrurile acestea, dovedim într-un fel sau altul că putem ajuta comunitatea noastră. Că vrem, că vrem. Da. Asta este un fiindcă, început. Exact cum spune Virai, Ioane, scuză-mă că nu te las să termin ideea, fiindcă, vezi, în momentul în care te implici, cum a spus și Virai, și important este să vrei, atunci faci lucrul cel mai, faci lucrul cel mai bun posibil ca să devii om respectat. Iar nu noi asta facem. Atunci când ai pretenții la tine. Corect. Păi dacă n-ai avea pretenții la tine, n-ai face nimic, Virai, să ne ierte Dumnezeu. Așa spune și bunul Dumnezeu. Apoi eu îți dau, dar vrei să-ți bag și în traistă? Păi, cum spune tot țiganul. Păi, nu trebuie să ai pretenții la tine. De aceea și spune acea vorbă. Bă, respectă ca să fii respectat. Nu te poți purta și comporta de o manieră, mă rog, nu-mi stă cu caracter să vorbesc acum, și vrei să primești respect din partea celorlalți. N-ai cum, e imposibil. Asta este imposibil. Acum, să anunț comunitatea de romi și comunitatea noastră, telespectatorii, că ceea ce facem noi acum și începutul acestui program Asta e doar un început. Este o gură de oxigen. Deci e un început. Un început, da. Dacă noi reușim acest lucru și ducem, sperăm și credem că o să-l ducem până la bun sfârșit, o să mai vină și alte programe. Nu, oamenii trebuie să înțeleagă. Noi nu facem decât noi. Promovăm. Noi alegem grupul țin de atât. Deci nu trebuie să înțeleagă oamenii că noi avem și alte activități. Nu ține proiectul de noi. Nu am spus că ține proiectul, n-am vorbit de proiect. Noi atât facem deocamdată și de gură de oxigen care putem să le dăm comunicații noastre. O să că demarăm vor veni alte și noi. Proiecte derulate prin alte probleme. O să demarăm și noi. Nu le facem noi. Dar noi trimitem în Anglia noi. Ce vrei să rămână țiganii pe acolo? Dacă tu în Serbia. Păi ce să plăcă țiganii acolo? Păi au mai fost trimiși și... Face închetă și îi aducem înapoi. Au mai fost trimiși de cineva și din cauza asta am zis să nu creadă că noi trimitem în Anglia. Nu, chiar uite, vreau pe aia mică cum o cheamă Adela, nu? Da. Chiar vreau să o felicit, o fată extraordinară. Extraordinară. Chiar aș vrea și vreau să anunț chiar pe post. Ea este un urmaș a celor tineri care ar putea chiar să-i urmeze ceea ce face fetița asta. O fată extraordinară și cu o inimă de bravă, e cinste și să-i dea Dumnezeu sănătate. A vorbit cu o firmă, ea, nu știu, cu un ONG de prin Italia, m-au sunat ăia să face un proiect. Adică lucruri pe care altă fată nu se băga și vedea de treaba ei. Nu, Virai, e o fată extraordinară. În acest grup al nostru, grupul de inițiativă, cum am spus-o cu mult timp în urmă, avem oameni pe care ne bazăm. Avem oameni care în momentul când pornim la un drum, și ai văzut cum arată și unele reclame, când plec oamenii și fac acei pași, sunt oameni care sunt priviți cu admirație.
Asta înseamnă noi. Păi nu, nu, nu te poți, dacă n-ai oameni pe care absolut te poți baza, nu poți pleca și la iată, drum, cum am și spus-o, și cum este și Adela, și practic, și efectiv ăsta este purul adevăr, toți care formăm acest grup de inițiativă, sunt oameni care sunt priviți și cu invidie, e bine. Da, este bine, fiindcă au lucruri bune de demonstrat. Și atunci și oamenii care privesc într-un fel sau altul această echipă cu invidie, învață lucruri bune de la ei. Hai târziu să ia, ia ca exemple. Absolut, și chiar sunt exemple de urmat, pot spune. Asta, de-aia am și zis, Faptul că suntem certați doar în ghilimele de către cineva, asta nu dovedește decât invidie și faptul că nu mai are gaz. Nu, și critica face bine până la urmă. Critica pentru noi este constructivă, nu știu pentru el cât este de constructivă și nu înțelege când tragi, mai înțeles, semnalul de frânare dintr-un tren, trenul se oprește. Nu știu, sincer vreau să spun, mie îmi pare rău, eu am vrut să plecasem la un drum frumos, da, pentru că, după cum foarte bine știi tu și știi cel mai bine, eu întotdeauna am fost adeptul, măi, nu te uita ce scrie pe spatele meu, de unde vin, la ce ușă, nu, chiar niciodată n-am ținut cont că partidă, tot, nu. Și am zis, cu cât mai mulți care se implică, cu atât mai bine. Corect. Dar îmi pare rău și nu-mi place să dau nume, nu vreau să critic pe nimeni, îi lasă să se critice singuri, să vadă unde au greșit, dacă văd... Dacă au tăria asta, da, de caracter. Nu, dacă poate, e foarte greu să vezi. Virai, ca să-ți faci autocritica, înseamnă să ai coloană vertebrală. E un pas înainte. Absolut. Dar mulți nu au coloană vertebrală și nu-și fac nici autocritica. Nu e grav. Dacă nu vezi, e foarte grav. E foarte grav. Important, în momentul când ai recunoscut greșeala, deja ai văzut, se zice, pe jumătate iertată. Și asta presupune că o și îndrepți. Dacă ai realizat că ai făcut greșeală, o și îndrepți. Dar dacă tu mergi doar pe tine... Tot așa, buna mea prietenă, că încep să-mi aduc aminte Tanța, am văzut că e vorba de o promovare, de o acțiune, dar din dar, la care participăm și noi. Nu este a noastră, este a domnului Alexandru Vladu, dar participăm și noi și dumnealui chiar ne dă prilejul să participăm cu mare drag la această acțiune. Și noi oferim o cadă care numai ea ai cumpărat-o și nu mai și are rostul acolo, fiindcă ai decis să faci alte modificări. Un televizor și îl dai celor nevoiași. Orice. Și asta este un sfat de telespectatori. Nu numai noi, chiar și dumneavoastră. Am spus puteți mereu să veniți asta. Sau chiar să sunați colegii noștri în studio pentru a vă da numele noastre. Sau dacă telefon. El găsește o persoană, să ducă să o dea unei persoane. Sau la fel, dacă doriți prin intermediul nostru, puteți să veniți la sediul nostru. Și noi vom merge împreună cu dumneavoastră, fiindcă, sincer, vă spun, stimați telespectatori, sunt foarte mulți oameni care au nevoie de aceste lucruri care, într-un fel sau altul, dumneavoastră, nu. Și mai grav și ce e, Maruse? Că de făcut rău poți face la orice pas. Absolut. E foarte greu să faci bine. Și... E foarte greu. Și dacă ți se oferă șansa, de ce să nu o faci? Nu, e, altcineva nu vede lucrul ăsta cu invidie și nu înțeleg de ce este indignat de lucruri din astea. Noi încercăm să ajutăm până la urmă oamenii. Băi, uite, să știi că și eu am o cadă pe care chiar n-am pus-o niciodată. Păi vezi? Ia uite-te, vezi? Da. Am acolo în magazin, știi? Da. Nu, nici n-am pus-o niciodată. Vezi? Și lucrul ăsta vom face, fiindcă e un lucru bun. Asta nu înseamnă... Deci iar, măi, Ioane, ce faci, măi, Ioane? Dacă ați început să vorbiți franțuzește, frate. Ce vrei, măi, Ioane, învață, măi, Ioane. Vezi? Uite, trebuie să le spun bunilor noștri telespectatori că există și caștale ca tine, adică lemtănase, mai înțeles, care chiar dacă sunt de etnie romă, nu înțeleg, nu este o rușine. Bă, și eu sunt caștale, dar eu vorbesc. Acum e modest el. Nu. Păi tocmai asta e. Nu vreau să-l absolv de chestia asta. E un carpel. Nu vreau să-l absolv. Mamă, Sanchi, și nu știi. De ce să nu știi? Cine te obligă să... Păi da, dar tu într-un fel sau altul, tu ești poliglot. Da. Mai înțeles? Să știi. Păi nu poți, iau-te-te, și pe aia vorbești, și pe aia, și pe aia, și pe aia. Dar nu, problema e că... De ce asta să nu... De ce n-am învățat până acum? Mai știu câte ceva, dar... Mai știe și el câte ceva. Mi-e ce-a ce-s original. E totuși un început. Să nu greșesc altceva. N-are mama, dacă nu greșești, nu înveți. Da.
Bine, nu pot să greșesc în direct acum, putem să greșim. Nu te iartă lumea. Tu ai văzut cum ți-a zis și Vilani Lam, vezi că asta e vorba ursărească, ceea ce... Păi, el... Ca să și faci o diferenție. Ți-am spus cu cine mă adun, cu ea mă asemăn. E bine cel puțin că tu spui lucrurile lor pe față. Eu nu... Am dorit ca mulți, Ioane, și acum revenim la lucruri serioase, ca mulți să înțeleagă lucrul acesta și să vină alături de noi, nu cu invidie, să vină cu brațele deschise și să vină cu lucruri bune care noi putem să le realizăm împreună cu ei. Nu să vină cu răutăți și să critique cum chiar în glumă, chiar în serios, deși Virai a spus de aceea cadă și avem oameni de bine, cum a fost chiar Tanța. Știi ce mi-a spus Virai Tanța astăzi? Pe cuvântul meu, domn, dacă te mincă, suntem și în direct, mi-a zis, Marius, am dat acel televizor din camera fiicei mele. Zic, păi de ce, Tanța? Și-a cumpărat fata mea un alt televizor mai bun. Da, mai performant. Ce să fac cu el, să-l arunc? Păi aia trebuie să fie. Mi-am adus aminte că sunt atâți oameni nevoiași care îl merită și care le prinde bine. Și lucrul de adică se poate bucura de acel lucru pe care tu nu-l mai folosești. Păi să dai cuiva și un aragaz și o butelie să-i vii să-i bați la ușă, uite, ia-ți-l că știm situația ta, acel om zice, băi, în afară de Dumnezeu, în ceruri, pe pământ, mai există cineva care îmi poartă de grijă. Este un lucru extraordinar de bun. Și de-aia ți-am și zis, lucrurile bune le facem foarte rar, ni se iubesc foarte greu. De ce atunci când ni se iubesc, de ce să nu le facem? De ce să nu încercăm să facem așa ceva? Pentru că ai văzut și tu pe pielea ta cât de frumos e și cum te uiți în ochii oamenilor când vede că vii și îi aduci ceva la poartă. E corect. Cu toate că știi foarte bine, eu sunt acela care cu pachete, machete, nu sunt de acord cu ei. Asta în preajma legilor să vină, bă, ia pachetul și pentru pachetul ăla să ducă. Nu. Dar atunci când te duci de sărbătoare când și... Când te duci de o sărbătoare sfântă și știi că o faci din... Nu o faci din obligație. Și chiar știi că omul ăla n-are nu să pună pe masă extraordinar. Fiindcă eu știi ce? Eu chiar o să aștept într-un fel alegerile cu o dublă conotație. Una, fiindcă implicarea noastră o să fie extraordinar de mare, fiindcă vom avea oamenii noștri, țiganii noștri, cum spun eu, acolo unde chiar își merită locul de atâta timp. Și încă o dată, datorită nouă, stimați telespectatori, datorită nouă grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor, vom dovedi cel puțin la anul că acei țigani care puteau fi cumpărați, cum zice cineva, cu 200.000, acei țigani nu au fost cumpărați cu 200.000 decât de tine. N-am vrut să fiu rău până acum sau să spun altceva. Și sunt multe lucruri care mă abțin din respect pentru colegii mei să nu vorbesc eu multe, dar ar fi de înțeles odată și pentru totdeauna să te oprești cu unele acuze. Nu vor mai fi cumpărați, stimați telespectatori. De ce? Fiindcă ei au înțeles că având grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor alături de ei, oamenii noștri vor fi acolo unde ar fi trebuit de mulți ani să avem reprezentanța ai romilor pentru a putea vorbi în Consiliul Local și despre problemele cu care se confruntă comunitatea și, sincer, rămân un pic surprins să constat că în atâtea ședințe care au fost ale Consiliului Local, eu nu am auzit, sincer, poate voi ați auzit și v-ați rugat să mă contraziceți, dacă vreun consilier, și nu am nimic cu ei, toată stima, sunt aproape cu toți super prieteni, niciun consilier sau cineva de acolo pe ordinea de zi să se pună, hai să discutăm despre o comunitate de țigani. De ce? Fiindcă nu este nimeni acolo, bravo, Virai. Iar noi lucrul acesta îl vom dovedi. Ne fiind reprezentați, absolut, pare normal. Una este să fie reprezentativ acolo pentru comunitatea de romi, un țigan din asta comunitate. Asta trebuie să înțeleagă țiganii. Da. Asta trebuie să înțeleagă. Și asta au înțeles în mare parte, că trebuie să avem țigani din noștri, țigani buni în Consiliul Local, Consiliul Județean, în instituția primarului, Consiliul Județean. De ce? Pentru a veni cu problemele acestea și le aduce la cunoștință celor care sunt factori de decizie. Și altfel se ia măsuri în momentul absolut când există cineva. Și țiganii noștri vom dovedi cel puțin pe plan local că vor merge doar într-o direcție și în direcția bună. Asta ne și dorim. Asta ne dorim în primul rând ca să dovedim într-un final că într-adevăr ne merităm respectul și nu... Pe asta le-am și explicat celor de NIRM. Dacă în perioada alegerilor ai luat un pachet, după aceea, când te voi duce cu o problemă la instituții, la primar, la oricine te-ai duce să ceri o favoare, îți spune, nu ți-am dat? Și este deci, practic, nu te mai bag în seamă. Asta mi-a și explicat. Nu vă mai aplicați pentru o pungă sau pentru ceva. Ceea ce vrem noi să facem, grupul de inițiativă,
Trebuie să avem oameni băgați în instituțiile statului, în locurile în care nu sunt locuri speciale pentru noi, sunt locuri care ne reveneau de drept, dar noi n-am fost puniți. Asta corect, face grupul de inițiativă, să ne unim grupurile astea de romi, grupurile de toate etniile, să formăm un grup compact, pentru atunci cel care are o problemă, nu neapărat de etnie romă. Să fii reprezentant în instituția locală. Când omul vine la tine, atunci va veni la tine în birou și atunci tu îl vei trata ca pe un egal. Vei avea ușa închisă. Să vezi, de marți, de mâine mai bine zis, când oficial Luminița Fieraru trebuie să intre pe postul pe care l-a câștigat în urma acelui examen, o să vezi relația cu comunitatea de romi. O să vezi câte lucruri cu care se confruntă romii, o să ni le aducă și Luminița la cunoștință, o să ne spună problemele lor. O să spună, Marius, mergeți acolo cu, uite, oamenii aceia au nevoie de voi, Marius, uite cum să facem, sau Virai, haideți să facem lucrul ăsta, sau Neioane, bine, acum că sunteți amândoi Neioane. Da. Cum Neioane, trebuie să facem Neioane, și astea. Și ce o să fie cel mai bucuros pentru noi grupul de inițiativă? Că acest expert pe problemele romilor chiar o să comunice cu noi. Și în plus de asta are birou în primărie. Absolut. Una la asta e sarcina postului. Corect. Să-ți aducă la cunoștință, să comunice cu tine cu ce probleme se confruntă comunitatea. Ce proiecte trebuiesc implementate. Mă înțelegi? O să discutăm și cu domnul Bică, care este inspectorul pe probleme de romi. Iată că ușor încep să scuzăm o secundă, Ioane. Să nu-ți pierzi ideea că revin la tine. Nu, că domnul Marius, vă mulțumim că ați adus pe domnul Pană lângă dumneavoastră, Stelică Gambu. Da, mulțumim frumos. Vă mulțumim și știu că așa este. Eu am încercat, sincer, vă spun că este și Viraecea. Eu am încercat de mult timp să-l aduc alături de mine și, sincer, dacă el ar fi fost președintele la Partida Romilor, și nu mi-este rușine să o spun, chiar i-am spus-o și lui și poate să confirme, Vira, eu te-aș vrea pe tine, chiar am și spus-o când am fost la domnul deputat Nicolae Pământ, că aș vrea și mi-ar face cinste să lucrez cu Viorel Pan acolo. Nu s-a putut ca el să dețină acolo în totalitate frâiele, dar nu este nimic pierdut, fiindcă este alături de noi și formăm o echipă, pot eu să spun, benefică pentru toți țiganii noștri. Încă o dată vă mulțumim pentru mesaje, încă un mesaj și ne spune, vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne bucurăm foarte mult pentru hainele care le-am primit de la dumneavoastră. Și noi vă mulțumim să vă dea Dumnezeu sănătate. Și să vă dea Dumnezeu sănătate, fiindcă până la urmă acestea sunt lucrurile pe care noi le facem. Și putem să anunțăm oamenii că în fiecare săptămână putem face o perioadă de sâmbătă. În fiecare sâmbătă aceste lucruri de donații ca să cât de cât să aibă un aspect care m-a bucurat foarte mult la venirea mea la voi, faptul că sunt acele ședințe regulate la care o foarte mare parte din grupul de inițiativă, chiar și oameni din comunitate vin și iau parte. Asta e un lucru extraordinar și care mă bucură foarte mult. Asta am făcut apel cu fiecare săptămână. Nu, asta dovedește, să vină oamenii. Nu neapărat, dar dovedește că există un grup unit, dovedește că acolo se dorește ceva și întotdeauna se comunică. Atâta timp cât se comunică, n-ai cum să greșești, nu se poate, pentru că s-ar putea să găsești soluții. Dacă stai singur, ai tu o idee a ta și bă, fac așa. Dacă nu te consulți cu mine, cu Marius, cu Neon, măcar două persoane să spună, ai, e bine ideea aia ca să o pui și în practică. Corect? Felicitări pentru vocea noastră de cristal, cum mi-a plăcut mie să o numesc și o voi numi în continuare, este vorba de Giulia Tabără, pentru faptul că a câștigat premiul întâi la acest spectacol la San Remo, unde noi am făcut. Să-i dea Dumnezeu sănătate atât și părinților pentru eforturile deosebite care le-au făcut și le fac în continuare. Și încă o dată rămân cu un gust amar, fiindcă am făcut atâtea apeluri și ar fi trebuit cel puțin comunitatea din orașul nostru să vină în sprijinul acestei minunate vocee. Chiar dacă ar fi contestat vocea ei, că nu ar fi bună, că nu ar fi fost valoroasă, cel puțin ar fi trebuit să fie sprijinită cu acele sponsorizări, doar datorită faptului că dorește să ajungă până la acel nivel la San Remo.
Neioane, fiindcă, iată, noi nu știm cum trece o oră din emisiunea noastră. Deci a trecut? Absolut. Nici eu nu știu. Dar ce începe, se și termină. Îți mulțumesc și ție, Mihaela, pentru faptul că urmărești emisiunea noastră și mii de mulțumiri și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru faptul că ne trimiteți aceste mesaje plăcute. Și încă o dată, noi vă dorim să fiți mereu alături de noi și chiar să ne certați când doriți. Deci suntem spre final, Neioane, și cum, de fapt, văd că mai cineva încearcă să copieze emisiunea aceasta. Suntem spre final și ce poți să adresezi, fiindcă așa este frumos ca invitație. Nu e frumos ce zic acum, dar nu pot să mă abțin. Eu vă felicit pentru gestul care l-ați făcut în prag de sărbători pentru țiganii noștri. Și o parte dintre ei, că nu au putut. O parte, sigur că da. Și tot așa țineți-o. Să dea Dumnezeu să putem veni cu mai mult. Să dea Dumnezeu sănătate și lor și vouă. Și să ni se alăture și alții care... Și alții, da. Și stimați telespectatori, iată că virai spre final, așa mi ridică mingea la fileu. Stimați telespectatori, frații mei, cum vreți să vă spun. Măi, oameni, dacă aveți o cadă, un ghiveș de flori, un orice care credeți că dumneavoastră nu puteți mai să renunțați la el. Și puteți să renunțați la el, adică nu-l mai aruncați la gunoi și încercați să luați legătura cu noi sau chiar dumneavoastră să încercați să-l dați mai departe, fiindcă vă garantăm că sunt mulți oameni în orașul nostru care au nevoie și văd lucrul acela care dumneavoastră îl aruncați cu ușurință pentru ei înseamnă extraordinar de valoros. Ion, secretar. Opa. Hei. Nu mai tentați mai. Nu mai. Așa e cunoscut. S-a ridicat la Medica Mingea, la fileu. Așa, Ioane, ia zi, Ioane. Eu, Dumbul. Da. Vreau să spun comunității noastre de rom să avem încredere în grupul de inițiativă locală, pentru că ceea ce facem, facem fără niciun pic de interes, facem pentru a le fi cât de cât mai bine. Și începutul care l-am avut astăzi cu domnul Vili de la Partida Romilor, sper să promoveze și să fie de lungă durată. Vă mulțumesc și multă sănătate. Virai. Eu, în primul rând, îți mulțumesc pentru invitație și nu în ultimul rând vreau să anunț telespectatorii noștri că noi suntem aici și vom rămâne pe poziție numai și numai pentru ei. Cineva îmi spune... Vorbiți și de Giulia Dabără, care a câștigat la Sanremo Junior, Rică. Deja am anticipat întrebarea dumneavoastră până să-mi parvină și ați văzut că deja am vorbit de Giulia, fiindcă noi nu uităm pe nimeni. Acesta este cel mai important. Oamenii de lângă noi, oamenii care chiar merită promovați și lăudați, noi niciodată nu îi vom uita, cel puțin ca alții care spun că fac și ar fi bine să fac. Iar noi, fiindcă suntem la finalul acestei emisiuni, eu nu pot decât să vă mulțumesc că sunteți alături de emisiunea noastră, că sunteți alături de grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor și nu pot să vă doresc decât tot bine din lume și nu pot să închei decât cu vorba tatălui meu, la și tu, Maridata, ai te dreptul meu del putbah. La revedere și tot binele din lume.